În contextul anului omagial al pastorației părinților și copiilor, decretat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a rânduit ca în această perioadă a postului adormirii Maicii Domnului să susținem rând pe rând câteva cateheze în favoarea familiei. Sigur că pe noi ne preocupă familia creștină, dar familia, în general, stă la temelia societății umane. Și atunci, dincolo de a fi creștini, trebuie să avem atenție sporită față de familie, pentru că, în acest fel, umanitatea poate propăși. Dacă familia dispare, sau în orice caz este deteriorată de păcatele pe care le știm noi din această lume, atunci, în fapt, se atentează la temelia societății umane. Odată ce dispare familia, societatea umană se desființează. Așadar, vom vorbi despre familie. Sigur că Maica Domnului este îngrijorată, cum spunea la Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei aseară, dar tot ea compătimește, este împreună pătimitoare cu noi, tot ea veghează, tot ea mijlocește, dacă ne aducem aminte, despre intervenția ei la nunta din Cana Galilei. Deci Maica Domnului veghează asupra familiei și noi, creștinii ortodoxi și mai ales creștinii transilvăneni, avem această conștiință. De aceea avem atât de mare evlavie față de Maica Domnului, față de mănăstirea ei, mănăstirea de la Nicula, și față de icoana ei făcătoare de minuni. Am să dau o definiție a familiei din catehismul nostru, ortodox. După învățătura Sfintei noastre Biserici, familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia vieții de obște. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat și femeie, binecuvântată de Dumnezeu în fața Sfântului Altar. Această legătură răsare din imboldul firesc sădit de Dumnezeu în om. Imboldul firesc sădit de Dumnezeu în om îl găsim în detaliu în paginile Sfintei Scripturi, în Cartea Facerii, în primul capitol și al doilea capitol. Și am să vă dau citire ca să înțelegem cum se face că familia stă la baza societății umane, respectiv a bisericii. Găsim în capitolul 2 al Facerii, de la versetul 18 până la 24, următoarea relatare. Și a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor pe potriva lui. Și din pământ a mai zidit Domnul Dumnezeu toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la Adam ca să vadă cum le va numi. Și oricum va numi Adam toată ființa vie, ea așa se va numi. Și a pus Adam nume tuturor dobitoacelor și tuturor păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor pe potriva lui. Atunci Domnul Dumnezeu a adus asupra lui Adam somn adânc și el a adormit și a luat una din coastele lui și locul ei l-a plinit cu carne. Iar coasta pe care Domnul Dumnezeu o luase din Adam a prefăcut-o în femeie și a adus-o la Adam și a zis Adam: de data aceasta, iată os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din bărbatul ei. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa
și cei doi vor fi un trup. Vedeți, Dumnezeu îl trimite printre animale, printre păsările cerului, printre toate dobitoacele pământului, să-și caute un ajutor potrivit și nu-l găsește. Ori în lumea în care trăim noi, se întâmplă ca oamenii să-și găsească. Știți că sunt anumite state din America sau în anumite țări când este permis acest lucru. Și continui cu capitolul 1 din Cartea Facerii, de la versetul 26 până la 31. Și a zis Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Familia este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca să stăpânească peste peștii mării și peste păsările cerului și peste dobitoace și peste toate vietățile ce se târăsc pe pământ. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său. După chipul lui Dumnezeu l-a făcut, bărbat și femeie l-a făcut. Iată, chipul familiei trebuie să aibă în vedere întotdeauna chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate dobitoacele și peste tot pământul, peste toate vietățile ce se târăsc pe pământ. Și a zis Dumnezeu, iată vă dau toată iarba dătătoare de sămânță de pe fața întregului pământ și tot pomul purtător de rod cu sămânță de pom întrânsul. Acestea vor fi vouă spre hrană. Și tuturor fiarelor pământului și tuturor păsărilor cerului și tuturor vietăților ce se târăsc pe pământ și cele și care au în ele suflare de viață, le dau toată iarba verde spre hrană. Și a fost așa. Și acum concluzionează Dumnezeu. Și a văzut Dumnezeu toate câte făcuse și iată, erau foarte frumoase. Familia era foarte frumoasă și toate celelalte pe care Dumnezeu le-a creat. Și a fost seară și a fost dimineață, ziua a șasea. Așadar, dragii mei, deducem din Sfintele Scripturi că familia nu este neapărat tradițională. Familia este dumnezeiască, este sfântă, își are originea în lucrarea lui Dumnezeu și în porunca Lui. Și atunci trebuie tratată ca atare, cu sfințenie. Și vom vedea ce spune Catehismul mai departe în ce privește însușirile familiei creștine. Prima însușire, unitatea și egalitatea. Familia trebuie să fie întemeiată prin legătura dintre un singur bărbat și o singură femeie. Fiecare bărbat să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. Ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni. Noi auzim la slujba cununiei totdeauna că femeia trebuie să se teamă de bărbat și că trebuie să fie supusă bărbatului. Și dacă spune Sfânta Scriptură că e așa, atunci așa trebuie să fie. Însă aceste lucruri trebuie înțelese în Duhul lui Dumnezeu și a Sfintei Scripturi. Tot Sfânta Scriptură ne învață că începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Însă, cum se potrivește acest cuvânt cu cea mai mare poruncă din lege, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, cu toată ființa ta, când tu trebuie să te temi? Cum se împacă iubirea cu teama, cu frica? Și ne învață părinții bisericii că este vorba, când ne gândim la frica de Dumnezeu, și sigur că traducem și în ceea ce ne privește pe noi, este frica sau teama de a nu răni iubirea celuilalt. Mă repet, teama sau frica de a nu răni iubirea celuilalt. Trebuie să ne fie frică de Dumnezeu în acest sens, să nu-i rănim iubirea, El însuși fiind iubire răstignită, nu? Domnul nostru Iisus
Hristos. Și apoi Sfântul Apostol Pavel ne învață că bărbatul nu este stăpân pe trupul său, ci femeia. Și nici femeia nu este stăpână pe trupul său, ci bărbatul. Iată unitatea și egalitatea despre care ne învață biserica noastră. A doua însușire ne învață catehismul este dragostea și buna învoire dintre soți. Nici nu se poate altfel. Dacă n-ar fi așa, familia ar fi un infern, ar fi cu adevărat un iad. Avem această experiență. Dacă nu, anumite momente în care, într-adevăr, am trecut prin așa ceva. Însă sunt multe familii, chiar în biserica noastră creștină, care s-au înstrăinat soții între ei și părinții față de copii și copiii față de părinți și atunci dispare dragostea, pentru că nu există înțelegere, nu există pace, nu există răbdare și altele asemenea acestora. Tot la slujba cununiei folosesc adesea, în funcție de împrejurare, bineînțeles, un cântec lumesc pe care îl cânta odinioară Loredana Groza, care spune: bună seara, iubito, te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi, de cuvânt. Ce mare lucru să trăiești cu asemenea intensitate iubirea, să nu fie în calea ei nicio slavă deșartă, funcție, avere sau ce știu eu alte lucruri, să nu fie în calea ei păcatul, nici măcar cuvântul. Atunci când doi oameni se iubesc cu adevărat, este suficient să se privească, se intuiesc unul pe celălalt. Pentru că aceasta este cu adevărat dragostea după chipul Sfintei Treimi, care este o comuniune desăvârșită de iubire. Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. A treia însușire este curăția. Dar curăția, dincolo de orice considerație trupească, ne spune acest lucru și ne tâlcuiește acest amănunt Paul Evdokimov, când vorbește despre curăția Maicii Domnului. Ea era dincolo de considerente trupești fizice, fecioară. Și mintea ei era feciorelnică și inima ei. Mintea aparținea lui Dumnezeu, inima. Trupul era o consecință. Este important mintea și inima. Ori iară revin la familia noastră care este cum este. Chiar dacă oamenii trăiesc împreună, sunt căsătoriți, legiuiți, de multe ori mintea nu este în familie și la soțul sau la soția sau la copii. De multe ori inima aparține altcuiva. Soții să nu fie în apropiată înrudire trupească și sufletească. Vorbim despre rudenia de sânge și rudenia spirituală. Trebuie să avem și aici grijă, pentru că rudenia de sânge până la un anumit grad, dacă se întâmplă să se căsătorească, vor avea mari probleme, în primul rând de sănătate. Acest lucru se știe și este verificat. Dar și rudenia spirituală. Nu se poate căsători un aș cu un fin sau cu uscri și așa mai departe. Sunt legiuiri bisericești care clarifică acest amănunt. Trebuie întrebat, pentru că se întâmplă, de asemenea, să avem probleme și necazuri în familii pentru acest considerent, că soții sunt rudenii spirituale. De aceea, de pildă, la botez, când ne punem un aș, dacă este familie, este foarte bine. Dacă se întâmplă să fie necăsătoriți cei care devin nași, poate fi doar unul singur naș. Ori femeia, ori bărbatul, nu amândoi. Pentru că ei
se încuscresc, devin părinții aceluiași fiind, părinți spirituali. Ei nu mai au dreptul să se cunune, să se căsătorească. Și acest lucru este valabil și pentru cununie. În realitate, la cununie nu putem pune nași necăsătoriți. Nu este firesc. Cum să pui nași care nu sunt căsătoriți pentru o nouă familie? Nu este deloc firesc, dar sunt canoane care interzic acest lucru. Și este valabil ca și la botez. Cei doi martori, dacă nu sunt cununați, se încuscresc, devin părinții spirituali a noii familii. Prin canoanele sale, Sfânta noastră Biserică a stabilit gradele de rudenie care fac cu neputință încheierea căsătoriei. Și de asemenea, bineînțeles, trebuie să avem în vedere fidelitatea. A patra însușire este sfințenia. Spuneam că familia nu este doar tradițională, este dumnezeiască, este sfântă. Familia trebuie să fie binecuvântată prin taina Sfintei Cununii. Sfântul Apostol Pavel numește căsătoria prin care se înființează familie taină mare, dar nu altfel, ci numai dacă ea este întemeiată în Hristos și în Biserică. În realitatea lucrurilor, ne învață Sfântul Apostol Pavel că legătura dintre sos trebuie să fie asemenea legăturii dintre Hristos și Biserica Lui. Vă închipuiți câtă sfințenie ar trebui, câtă sacralitate ar trebui să existe în viața de familie. Sfântul Ioan Gură de Aur și spune că familia este biserica de acasă, biserica mică. Deci, cam așa ar trebui să ne comportăm și acasă, cum ne comportăm în biserică. Iar ultima însușire este trăinicia, durabilitatea în timp a căsătoriei. Căsătoria să fie pentru toată viața, căci ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, celor ce sunt căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, femeia să nu se despartă de bărbat, iar dacă s-a despărțit să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul său. Tot așa, bărbatul să nu lase femeia. În afară de moartea trupească, Sfânta Biserică îngăduie desfacerea legăturii dintre soți, divorțul numai din pricini morale asemănătoare morții trupești, cum sunt necredincioșia, adică adulterul, sau alte legături trupești neîngăduite. Tot la slujba cununiei, de fapt la logodnă, când le pun inelele celor doi tineri care vin în fața Sfântului Altar, le spun întotdeauna un cuvânt a părintelui profesor Ioan Bunea, care dădea o semnificație deosebită verighetelor. Sigur că doi tineri când vin în fața Sfântului Altar îi mână dragostea. Însă ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan că Dumnezeu este iubire, iar verighetele prin forma lor circulară n-au nici început, nici sfârșit. Doar Dumnezeu este fără de început și fără de sfârșit, ceea ce înseamnă că verighetele înseamnă iubirea clădită pe credința Dumnezeu cel veșnic, care poate înveșnici iubirea noastră a oamenilor. Dumnezeu poate înveșnici dragostea oamenilor, ca ea să treacă dincolo de mormânt, ceea ce noi ne dorim pentru toate familiile creștine. Mă opresc aici. Am să continui după ce vom cânta împreună o priceasnă, citindu-vă o poezie la final despre Maica Domnului. Însă am să vă vorbesc și despre autor câte ceva. Așadar, împreună cu băieții de la strană, vom cânta Primește-ne, Măicuță. Primește-ne, Măicuță, din Împărăteasă cerului.
până dumnezeiască, primește-le, Maicuță, din lola sânul tău și pe pentru
săptămâna care a trecut, am vizitat câteva mănăstiri. Una dintre ele, în județul Galați, mănăstirea Vladimirești, din comuna Tudor Vladimirescu. Am avut multe legături duhovnicești cu această mănăstire. Ea este înființată de o maică celebră, Veronica Gurău, care a și suferit foarte mult, dar care a influențat destinul multor oameni, nu doar a maicilor pe care le-a stărețit, ci a zonei, pentru că din acea zonă, datorită mănăstirii Vladimirești și activității intense a maicii Veronica, s-au călugărit foarte mulți tineri, iar unii au devenit și preoți, și preoți deosebiți. Dintre ei am avut și la mănăstirea Nicula, de exemplu, părintele Cleopananul, care a fost stareț aproape 22 de ani la mănăstirea noastră, era din zonă. Părintele Mihail Nare, care trăiește, are 83 de ani și l-am vizitat acum, este de asemenea un produs, un rod al mănăstirii Vladimirești. El cândva, odinioară, a fost economul mănăstirii de la Nicula. Părintele Artemie Popa, cu care s-a rectitorit mănăstirea după 1989, pentru că a fost desființată de regimul comunist și dărâmată, dar a fost rectitorită în 1990 de Maica Veronica și de Părintele Artemie Popa. Părintele Artemie Popa, tot din obștea mănăstirii Nicula și un cunoscut pictor de biserici, îl regăsim semnându-se pe frescele lui în multe sate din eparhia noastră. De asemenea, părintele Serafim Măciucă, care a fost arețul mănăstirii Nicula 10 ani, avea acolo două surori călugărițe, Elena și Pantelimona. Pe maica Pantelimona am cunoscut-o și eu. Înainte de 89, mănăstirea Nicula avea două călugărițe ca ajutor pentru părinții mănăstirii, pentru că erau foarte puțini, tot de la mănăstirea Vladimirești. Maica Veronica a făcut și pușcărie la Jilava și la Miercurea Ciuc. A trăit până în 2005. Acum este stareță maica Daniela, care este și ea foarte în vârstă. După ce au fost anugate din mănăstire peste 200 de maici, aproape toate nu s-au căsătorit, deși au fost forțate să facă acest lucru. Au lucrat care pe unde, de multe ori lucruri umilitoare, însă au strâns tot bănuțul și la Revoluție ele au ieșit la pensie și au reconstruit mănăstirea. Și biserica, și chiliile. Dacă veți merge acolo, veți vedea o minune de mănăstire, o frumusețe. Acum mai sunt 100 de maici, pentru că rând pe rând ele au plecat la Domnul. Multe dintre ele au făcut și pușcărie, precum vă ziceam. Când preasfințitul Vasile, dragu de el, a ajuns starețul mănăstirii Nicula la 1 octombrie 1991, a avut un proiect să tipărească o carte cu viața Maicii Domnului și nu alta decât a Maicii Teodosia Zorica Lațcu, care era din obștea mănăstirii Vladimirești și a închisă vreme de 3 ani la Miercurea Ciuc. A făcut literele la noi, la Cluj. Un om excepțional, foarte cultivat, a scris foarte mult și a scris și poezie. Dar a scris și viața Maicii Domnului, mai multe volume care i-au fost confiscate de securitate și care și-au pierdut urma. Și au putut reconstitui doar o mică broșurică pe care preasfințitul Părinte Vasile, când era stareț la mănăstirea Nicula, a publicat-o. Și atunci am cunoscut-o pe maica Teodosia Lațcu. Și de la ea
v-aș citi o poezie în cinstea Maicii Domnului, cu care am să și închei. Probabil că ne vom întâlni mâine seară din nou împreună să continuăm meditația noastră la viața de familie. Poezia se numește Maică fericită. Ai vrea să-l aibi o clipă pentru tine. Și l-ai luat pe Fiul Sfânt la sân, ușor l-ai dus în câmp să doarmă în fân, iar tu în genunchi veghezi între sulfine. Aș vrea să știu ce dragoste-i mai tare. În ochii tăi de maică fericită te uiți la prunc cu fața învăluită de atâta foc, de multă închinare. Dar buzele cu floarea lor cerească parcă șoptesc cuvintele de alint, cu sunet de cleștar, cu viers de argint, cum numai mame știu să le șoptească. Așa cum stai plecată peste dânsul, în veghea ta uimită de minune, lași mâinile sub văl să se împreune și genele să ți le ude plânsul. În gândul meu lumina ta răsare și preamăresc pe vechiul iconar, care a știut, primind din cerul har, să nu dezlege taina ta cea mare. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.